Marta Petreu, scriitoare și profesoară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, valoroasă reprezentantă a generației 80, știe să se joace, dar spre deosebire de generația care a adoptat-o, nu face din joc un mod de a fi. Ea își folosește inventivitatea ludică doar pentru a respinge tiparele constrângătoare ale existenței. Esența poeziei sale o constituie refuzul, nu jocul. Indiferent de textul propriu-zis, subtextul este un refuz vehement și repetat. Nu, nu, nu. În volumul Cartea Mâniei din 1997, starea de spirit este aceeași. Într-un poem antologic din acest volum, Falanga, sunt numerotați și aduși la apel ca deținuții dintr-un lagăr bărbații din biografia poetei, pentru a fi arătați ultimului ei iubit. Scriind o poezie atât de agresivă, Marta Petreu ar trebui să ni se înfățișeze ca o teroristă încinsă cu o centură de tuburi cu dinamită. Și totuși nu aceasta este imaginea care ne rămâne în minte când încheiem lectura poeziei ei. Poeta arată mai curând ca un personaj supus unui supliciu nesfârșit, ca un Hercule feminin îmbrăcat în cămașa lui Nessus. Merită remarcată și stilistica poemelor. Ele sunt un fel de eseuri lapidare și adeseori eliptice care provoacă și scandalizează gândirea cititorului. În doi timp și trei mișcări, poeta îl introduce pe cititor într-un regim al tensiunilor intelectuale înalte. Ea face dezordine și în dicționare, luând de acolo în grabă și uneori chiar cu nervozitate, ca o vedetă de cinema care ar răscoli într-o casetă cu bijuterii, cuvintele necesare. Când scrie eseuri propriu-zise, Marta Petreu procedează ca un om de acțiune, curajos și hotărât, adept a zicalei românești, în fond atât de neromânești, zi și făcut. Născută într-un sat din Ardeal, ea are ceva, dar numai ceva, din spiritul ardelenesc, și anume suflul necesar pentru a-și duce până la capăt orice inițiativă, chiar și una hazardată. Nu trebuie să ne inducă în eroare titlul celui mai bun volum al ei de eseuri, Teze neterminate, din 1991. Așa neterminate cum sunt, aceste teze sunt mai terminate decât lucrările docte cu introducere, cuprins și încheiere ale multor pretinși filozofi de azi. Este vorba la Marta Petreu nu neapărat de îndeplinirea conștiincioasă a formalităților actului de creație intelectuală, ci de un mod rezolut, edificator de atacare a problemelor. Pe unde a trecut ea, fie și fără să se oprească prea mult, nu mai găsim nimic nerezolvat. Putem contesta totul, putem propune eventual o soluție radical diferită, dar nu putem, nu mai este cazul să aducem clarificări sau completări. Logica reprezintă instrumentul de investigare predilect de care se folosește Marta Petreu pentru explicarea nu a literaturii, care în principiu nu este analizabilă logic, ci a celor elemente ale operei literare rezultate din manifestarea spontană intuitivă a unor scritori ca logicieni. În felul acesta este analizată, printre altele, opera lui Caragiale, care s-a ilustrat ca un maestru al denunțării și persiflării sofismelor din retorica unor contemporane ai lui. În ultimii ani, Marta Petreu a publicat și două romane remarcabile prin dramatismul lor. Unul Acasă, pe câmpia Armagedonului, în 2011, și celălalt Supa de la miezul nopții, 2017. În primul este adusă în centrul atenției cititorului o familie de țărani ai cărei membrii se chinuiesc și se distrug reciproc, în primul rând din cauza mamei, o femeie malefică, plină de ură față de propria ei căsnicie, ca urmare a faptului că s-a căsătorit cu alt bărbat decât cel pe care îl iubea. În cel de-al doilea roman este descrisă din nou, fără iluzii, necomunicarea tragică dintre un bărbat și o femeie. Ambele romane, deși bruschează sensibilitatea cititorului, transmit o nostalgie a înțelegerii între oameni și a fericirii.